Meci fără istoric la Slatina între echipa locală CSM și handbaliste de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Fetele lui Gabriel Bârdici au dominat permanent jocul, punând presiune continuu pe poarta echipei ardelene. Dacă de la CSM Slatina este greu de remarcat anumite jucătoare, toate practicând un handbal peste așteptări, de la echipa oaspete, singura care s-a ridicat la nivelul așteptărilor a fost Florentina Lăcătuș, prin cele 9 goluri înscrise. Victoria extrem de clară cu 43-23, obținută de handbalistele slătinene, este cu atât mai importantă încât echipa care a evoluat a fost alcătuită mai mult din jucătoarele de rezervă. Ceva probleme au fost și în lotul echipei ardelene. În primul rând vreau să vă părțile bune ale noastre, să vedem că în sfârșit în apărare am început să vorbim mai mult, să conlucrăm mai bine în faza de apărare. În schimb, am greșit multe contraatacuri faza a doua, care nu avem voie cu echipa mai puternică, tot respectul pentru cei de la Sfântul Gheorghe, dar într-adevăr suntem peste dânsii. Am intrat cu atitudine greșită în meci, le-am lăsat să ne domine din primul meci, din primul minut. Ne-a lipsit 2-3 jucătoare din primii 7, dar nu trebuia să fie așa mare distanța, însă cele de la CSM au fost motivate și cred că asta a fost diferența. Meciul de astăzi a fost unul de pregătire pentru etapele care vor urma. De acum încolo, programul competițional al handbalistelor slătinene se va complica. El va începe cu 2 întâlniri de foc. Prima va avea loc la Timișoara, iar cealaltă acasă cu una dintre pretendentele la promovare, CSS Bistrița. A fost un meci mult mai ușor și probabil din cauza asta. Nu a avut aceeași intensitate ca cel de la Reșița. La Timișoara un meci dificil? Da, este un meci dificil și îl vom trata ca atare. Mai avem 2 săptămâni până atunci și ne vom pregăti cu siguranță. CSM Slatina ocupă locul 3 în clasamentul seria a doua, divizia A. Spre deosebire de principalele contracandidate, echipa slătinană a jucat doar 2 din cele 3 etape scurse din retur.